la Ethereum, care, așa cum am spus mai devreme, are o perioadă destul de bună. Forcul London este deja, în momentul de față, pe Robsten. Robsten este un testnet, am mai povestit despre Robsten. Este un upgrade care e posibil să schimbe foarte multe lucruri, inclusiv modul în care cunoaștem noi Ethereum, pentru că, așa cum știm, în momentul de față, Ethereum este un, un chain și... Ether, Moneda care circulă pe chainul celor de la Ethereum este, în momentul de față, spre deosebire de Bitcoin, nu are un hard cap, nu are o, o limită la care se poate ajunge prestabilită. Cum despre Bitcoin știm că sunt 21 de milioane și așa or să fie, indiferent ce se întâmplă, pentru Ethereum nu avem o astfel de limită, ba chiar avem um, inflație când vine vorba. Adică în fiecare an este un număr de Ethereum care intră în piață. Ce se poate întâmpla și care sunt șansele cele mai mari, să le vedem după ce intră 1559, este să vedem cum Ether devine deflaționar. Adică supply-ul lui începe să scadă. Și de ce se întâmplă treaba asta? Păi e destul de simplu. Vedem aici în partea stângă ce se întâmplă momentan în ziua de azi. Avem minerii de Ethereum care primesc în primul rând reward-ul de la fiecare bloc pe care, pe care reușesc să-l rezolve și pe lângă asta mai primesc și fiurile din rețea care, după cum ați văzut și voi în momentele în care avem nebunie în piață, ajung la niște sume de la DTACAP. cap. Ce urmează să se întâmple după 1.559 este că ei o să primească în continuare, bineînțeles, reward-ul la bloc, cum să le ia cineva, rewardul de la bloc, doar că o să se stabilească un fi de bază care se va arde la fiecare tranzacție. La fiecare tranzacție cu Ethereum, un fi va merge către un contract care o să ardă acel Ethereum. Dar, totuși, cum o, să, cum o să, despărțim practic tranzacțiile? Cum o să avem tranzacții care să meargă mai rapid sau mai, mai puțin rapid? Printr-un și printr-un tip. Și o să poți să selectezi dacă tu ai nevoie, de exemplu, ca Tranzacția ta se întâmple instant, o să poți să pui un bacșiș mai mare care o să ajungă la miner și astfel minerul o să observe că bacșișul tău este mai mare și bineînțeles o să prioritizeze intrarea în bloc a tranzacțiilor în funcție de bacșișul pe care îl primește. E interesant ce se va întâmpla, pentru că există posibilitatea ca pentru noi, ca end user, cel puțin în cazul în care ne dorim să, să avem tranzacții rapide, să nu avem o reducere foarte mare. Dar există și posibilitatea cea mai mare, ca în cazul în care nu te grăbești foarte tare, să ajungi să nu mai plătești sume atât de mari când, când piața este congestionată. Pe lângă 1.559, mai avem bineînțeles și um, 3554, care este unul dintre propozurile care tot apar prin fiecare upgrade de când, de când s-a lansat Ethereum, doar că el este de fiecare dată, bineînțeles, amânat. Ce înseamnă acest improvement proposal? Este practic proposalul în care odată intrat în acțiune o să aducă o așa de mare dificultate în, în rețea încât minerii nu o să mai poată să mineze efectiv. O să devină practic inutil să minezi și asta o să atragă de la sine și tranziția către proof of stake către beacon chain-ul la care se tot la care se tot lucrează. O analiză pe care a făcut-o acest Justin Drake de la, de la, fundația Ethereum estimează că o să fie undeva 1000 de, de, de bătuți, mintuiți în fiecare zi, în timp ce e posibil în funcție de cât de congestionat o să fie în piața, să vedem undeva la 6000 de ETH care o să ardă ceea ce ar însemna um, că pentru it asta l-ar transpune direct din modul actual uh, de monedă cu inflație într-o monedă uh, cu deflație, deflație. Ce cuvânt ciudat.